Bună ziua, bine ați venit! Pentru ce Sibiu Veni începe un nou sezon de Liga 2, iar mine, într-un meci din prima etapă, echipa noastră va juca pe locul teren, de la ora 18:30, cu Gloria Buzău. Acest meci vă este prefața de antrenorul principal al echipei noastre, Constantin Schumacher, și de doi dintre jucători, Claudiu Herea și Mihai Costea. Șumi, cum vezi acest joc? Bună ziua, este prima etapă. Începem în forță, cum se spune, cu o echipă care merge la promovare, o echipă care la fel este nou formată, aducând foarte mulți jucători noi, dar jucători cu experiență. Noi suntem la fel o echipă cu mulți jucători noi și care au, mulți dintre ei au jucat la nivelul Ligii a doua și chiar mai sus, mă refer la Mihai, care a jucat la multe meciuri, dar este important să ne facem jocul. Este important pentru că este un meci greu, este prima etapă. Sunt foarte mulți jucători tineri pe care i-am la echipă și sper ca de la etapă la etapă să arătăm că Juventus merită să fie în Liga a doua și chiar de ce nu depinde de rezultate și depinde de ce cum vom juca să accedem și mai sus. Mihai, cum vezi acest joc? De mine? Un meci foarte important pentru noi. Sperăm să începem cu dreptul și să câștigăm acest meci. E important pentru ceea ce va urma. Claudiu? Bună ziua, din punctul meu de vedere, acest sezon de Liga a doua, cred că este unul dintre cele mai grele din ultimul timp de când jocul la Liga a doua și la fel și meciul de mâine nu va fi ușor. Au și jucători în componența lotului cu experiență, dar cred că și noi avem jucători cu experiență, jucători tineri de perspectivă și sper să începem cu dreptul acest meci, această primă etapă, pentru că este important pentru ceva urmă. Voi fiind și doi dintre jucătorii locuriți, vreau să vă întreb de ce ați ales Mihai și ce gânduri aveți în acest sezon în tricoul galben-verde. Mihai? Eu am venit cu gândul să ajut echipa, să mă ajut și pe mine, pentru că am lipsit foarte mult din sistem, să zic așa, am jucat la legile inferioare. Pentru mine e ceva nou, Liga a doua, n-am mai jucat și sper să ajut cât pot de mult în această echipă și să-și îndeplinească obiectul. Claudiu? Vreau să demonstrez mie că mai pot să juca un fotbal bun. Consider că mai pot face asta, îmi plac noile provocări, îmi place proiectul de aici, se vrea performanță și îmi doresc în toată perioada în care voi sta aici să fiu cea mai bună versiunea mea și să ajut echipa cât pot eu. Întrebări? Șumi, nu e un meci special pentru tine, pentru că te întâlnești cu Andrei, ați jucat la fecea și împreună, ați avut acolo o echipă cu tehnică. E așa un meci cu încătătură pentru tine? Am întâlnesc cu Andrei, ne cunoaștem, am și vorbit în perioada asta, am rămas prieten, dar până la urmă, la finalul meciului, sunt cel mai bun să câștige. Mă interesează ce face echipa mea, mă interesează cum vom juca noi, mă interesează meciul în sine, pentru că începe campionatul și sper să o facem foarte bine, pentru că știți cum este, prima etapă și primul meci, lumea își dă cu părerea după prima etapă și ne interesează și pe noi să fim, cum a spus Claudiu, cea mai bună versiunea noastră, să începem bine, pentru că este important pentru noi ca și club să facem tot posibilul să arătăm bine. Ai apucat să vezi cu Zău, mă rogeam legat ceva, pentru că mulți spun că ar fi principal pretendent de la promovarea în Liga 1 acest sezon. Am văzut trei meciuri cu Zău până acum, cele care le-au jucat până acum. V-am spus și mai devreme, sunt și informare, au dus foarte mulți jucători, și străini și români, vreo trei jucători care au fost și la FCE, și cum e Tucur Soarele, și cum e Șerban, și cum e Vream. Dar bine mai mult le-am arătat jucătorilor ce mă interesează pe mine, mă interesează mai mult ce vom face noi și cum vom juca noi. Știu că vom întâlni o echipă bună, știu că și după meciul ăsta vom întâlni meciuri tari, da? Când vom juca cu FCE, și după aia, fost o muzie, echipe bune. Dar este important ca lumea să înțeleagă că suntem într-o perioadă, pot să spun așa, de tranziție, pentru că sunt foarte mulți jucători. Noi avem un mix de jucători cu experiență și jucători tineri la echipă, care trebuie să
și Mihai și Claudiu sunt piese, poate fi piese importante în echipă, pentru că exact cum sunt foarte mulți jucători tineri, care sunt care aveau multe de învățat, dar jucători cu experiență, nu știu, și la Liga 1, la Liga 2, au avut o importanță. Este important și pentru ei, cum a spus și Mihai, că nu a jucat la acest lucru, la Liga 2, a jucat mai sus sau mai jos. Claudiu are foarte multă experiență la această ligă, dar sunt sigur că sunt jucători buni pe care ne vom baza și sunt sigur că ne vor ajuta mult și pe noi să ajute și pe ei și cred că, pe lângă mixul pe care l-am spus că l-am făcut, îi vor ajuta și pe cei tineri, pentru că este foarte important ca acest club să promoveze jucătorii tineri pe care i-are. Vorba de aceste etape de tranziție la echipă, cât de mult ar conta aceste condiții? Mâine seara un rezultat pozitiv cu Buzău. Mă gândesc că poate chiar și un egal, dar un rezultat pozitiv în unele condiții. Pe mine m-ar interesa mai mult ca echipa să joace, echipa să joace și să își pună în joc lucrurile pe care le-am făcut la antrenament. Asta mi-aș dori mult mai mult și dacă, pe lângă toate lucrurile astea, ar fi și un rezultat bun, mi-ar ajuta foarte mult și mi-ar da mai multă încredere. Va fi chestiune pe echipă care se propună un fotbal, nu știu, deschis, spectaculos, bazat ofensivă, sau va fi o echipă care își va cunoaște anumite limite și va fi mai pragmatică? În primul rând trebuie să ne cunoaștem adversarul, trebuie să știm la ce lot avem acum, să ne cunoaștem limitele noastre și să știm ce avem de făcut. Mai ales că se difuzează toate meciurile la televizor, avem informații despre fiecare adversar, cum și adversarul are informații despre noi, dar sperăm ca versiunea noastră să fie una bună și din ce în ce mai bună de la etapă la etapă. Și am un mesaj pentru suporte, pentru că pe scumpășire se vede lângă voi, să vă ajute, să vă sprijine, cât de mulți, puțini sunt ei, dar ce sunt că aveți nevoie de ei. Avem nevoie 100% de ei, avem nevoie de oameni care se vină lângă echipă, avem nevoie de suporteri aceste echipe, avem și nevoie de suporteri noi care sunt sigur că vor veni să vadă această echipă și sperăm să vină să ne susțină, să susțină jucătorii pentru că au nevoie de acest lucru. Și cum se știe, tot timpul fotbal, cu cât vor veni mai mulți suporteri în tribună, cu atât jucătorii vor da tot ce e mai bun din ei. Pentru că e important ca lumea din tribună să-i susțină și să-i împingă puțin de la spate. Am întrebat și pentru voi băieți o întrebare. Cum se pare ce sunt ligatorul? Cum se pare cu așa structură, ca echipe? Cum vedeți bătălia asta? Și unde vedeți primii veni? În acest sezon. Unde ar putea să fie la final de campionat? Păi, cum am spus și mai devreme, cred că va fi unul dintre cele mai puternice sezoane de Liga 2. De când eu fiu în Liga 2, am simțit asta pe propria piele. Am jucat cu Corvino aici, un meci amical și am simțit foarte puternici. Sunt și alte echipe puternice, dar că nici nu este mai prejos. Avem o echipă destul de bună, zic eu. Și să sperăm că vom fi cât mai în față la finalul acestui campionat. Dar trebuie să luăm fiecare meci în parte, pas cu pas. Sunt echipe foarte bune, un campionat foarte disputat anul acesta și sperăm să fim sus și să ne batem acum. Deci, pentru să primul obiectiv, să intrăm în plecul, depinde cum o să începem. Eu asta îmi doresc. Băi, zic, cum vedeți acest început de campionat? Sunt trei meciuri pe propriu teren. Cum trebuie abordat? Sunt îndeplinirea pe viitor a obiectivului. Claudiu? Da, sunt în trei meciuri destul de grele cu echipe care se bat la play-off. Eu zic că este mai bine că începem așa, vedem nivelul la care suntem și, până la urmă, astea sunt cele mai frumoase meciuri, nu? Când joci cu echipele care vor să fie pe mai sus, atunci te motivezi cel mai bine și sper că, cum am zis, să începem cu dreptul și să o ținem tot așa. Părerea mea, cam toate echipele sunt la același nivel și noi sperăm să începem mâine cu o victorie. Și uite cum vezi lucrul ăsta, debutul sezonului. Nu este ușor, sunt echipe puternice, sunt echipe foarte bune, care au făcut transferuri și își doresc promovarea. Cum e Chiajna, cum e Buzău, cum e FC Argeș, cum e CSEA Steaua, dacă vor avea drept de promovare. Slobozia, echipe bune, care Chindia Târluviște, care au făcut foarte multe transferuri, dar până la urmă ați văzut și dumneavoastră meciurile care au început acum din Liga a doua, nu contează transferurile și
contează atitudinea pe care o ai în teren, dorința și ambiția pe care o ai când începi un meci. Asta le doresc eu jucătorilor mei, asta îmi doresc de la ei, să demonstreze de la meci la meci că pot face mult mai mult și să arate că sunt o echipă bună și sunt jucători buni. Să nu se limiteze și să tragă cât mai mult de ei, pentru că este important ca la fiecare meci să-și arate valoarea, pentru că mulți dintre ei au valoare și trebuie să demonstreze acest lucru. Ok, mulțumim mult și baftă mult să mergi de mine.